O poveste ca în filmele cu proști care a avut loc în urmă cu 2 ani iese acum la iveală, când protagoniștii au fost condamnați la închisoare. În februarie 2017, doi frați au vrut să înșele un bătrân prin metoda, dar au sunat din greșeală la... Tinerii care au vrut să facă rost de bani rapid, fără să pună osul la treabă, au format un număr la întâmplare și au nimerit la postul de poliție din Oțelul Roșu, județul Caraș-Severin. Dispecerul a intrat în jocul lor. Cei doi frați au spus că fiul său a fost victima unui accident, este în comă și trebuie să fie operat de urgență. În final, au cerut câteva mii de euro pentru așa zisa intervenție chirurgicală. Polițistul s-a arătat dispus să le dea bani, dar nu cât au cerut, ci a negociat. Au venit ei în Oțelul Roșu. A fost un plic cu bani de hârtie pe care l-am lăsat la un supermarket. După ce au plecat, i-am urmărit și i-am prins. Am făcut totul ca la carte. Polițistul i-a ținut de vorbă, s-a transpus în personajul omului în vârstă, credul, afectat de vestea primită despre fiul lui. A declarat Lucian David, fostul șef al poliției Oțelul Roșu. El mai susține că acest caz este unic în istoria poliției române. Cei doi escroci, săraci cu duhul, au fost condamnați de Curtea de Apel Timișoara la închisoare. Unul dintre ei s-a ales cu 2 ani și 8 luni cu suspendare și termen de supraveghere de 4 ani, iar celălalt are de executat un an de închisoare plus alți 13 ca rest de pedeapsă din alte dosare pe care le are la activ. Ambele sentințe sunt definitive.